Incident grav la o biserică dintr-o comună din județul Buzău. Dascălul a fost înjunghiat chiar în timpul slujbei. Atacatorul are 62 de ani și este cunoscut pentru ieșirile sale nervoase cauzate de problemele psihice. Dascălul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar atacatorul este în custodia polițiștilor. Incidentul dintr-o biserică din comuna buzoiană Puiești i-a lăsat pe mulți cu un gust amar. În timpul slujbei bisericești, dascălul și un bărbat de 62 de ani au început un schimb de replici care au escaladat rapid într-un conflict verbal. Individul făcuse gălăgie în biserică, iar dascălul l-a rugat să păstreze liniștea ori să părăsească biserica, moment în care individul, cunoscut ca având afecțiuni psihice, a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe dascăl în partea stângă a corpului, sub coaste. Speriați, oamenii care veniseră să asiste la slujba de duminică s-au panicat și au sunat la numărul de urgență pentru a cere ajutor, în timp ce s-au îmbulzit la ușă. Persoana asta violentă era în fața ușii la biserică, cu cuțitul uite așa în mână și mi-a zis în felul următor: și tu vrei să mă bați pe mine? Și acolo am fugit. Am fugit, am dat roată la biserică, așa, că s-a luat cuțitul pe mine. Deja îl înjunghiesele pe dascăl în biserică. I-a venit de acolo mascați, a venit acolo, s-a dus el acolo acasă, a început să anunce cu chetura acolo și cu cipul tot în mână. Până când nu i-a dat cu spray, n-a putut să-l potolească. Era... El și așa e o leacă de mandrus. După ce i-au acordat primul ajutor dascălului rănit, echipajele medicale l-au transportat pe părinte la spital pentru îngrijiri suplimentare. A plecat de aici într-o stare cam dificilă, n-a putut să urci pe targă, când am zis salvare, l-a urcat așa, într-o parte, i-a tăiat plovurile pe el, de la bandajat aici, curgea sânge. Agresorul a fost luat în custodia autorităților, care continuă acum cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul și luarea măsurilor legale ce se impun.